Deci, având în vedere că pentru data de astăzi, pentru ședința planificată la ora 8:30, domnul Hagim Ovidiu, care a fost numit președinte de ședință pentru data de astăzi, telefon i-a transmis că nu se poate prezenta pentru a susține ședința pentru data de astăzi. Drept urmare, cătat de secretar general al OAT Scorțeni, sunt nevoie să solicităm, să propunem un nou președinte de ședință în persoana lui domnul Ondu, sunt de la Alexandru, urmând a solicita votul de investire de la fiecare consilier în parte telefonic. Deci, domnul Hagim. Îi da pe speaker. Bună dimineața, domnul inginer. Secretarul sunt. Aveam procedura de îndeplinit în legătură că dacă dumneavoastră sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta, suntem nevoiți să vă cerim votul pentru a numi ca președinte de ședință pe domnul Ondu Alexandru Sândel. Da, nu am nimic. Deci sunteți pentru, da? Da. Bine, mulțumesc mult, o zi bună. Da. Domnul Mirecță. Interesul Mihai Sergiu. Bună dimineața, secretarul Daniel Sân. Domnul consilier, având în vedere că domnul Hagim a anunțat că nu se poate prezenta în calitate de președinte de ședință, venim cu propunerea să aprobați ca președinte de ședință pentru data de astăzi să fie domnul Ondu. Sunteți de acord? Da, bineînțeles. Da? Da, bineînțeles. Bine, bine. Ne auzim mai târziu în cadrul ședinței. Da? Vi la aduce, nu e nicio problemă. Da? Ne auzim mai acuși. Știm, știm problemele, știm. Bun, sănătate. Faptul că... Bună dimineața! Bună dimineața! Secretarul sunt, domnul consilier. Vă supun aprobării, având în vedere faptul că domnul Hagim nu se poate prezenta în calitate de președinte de ședință la ședința de astăzi. Vă venim cu propunerea să aprobați, dacă sunteți de acord, ca președinte de ședință să fie domnul Ondu Alexandru. Da, sunt de acord. Da? Urmează, da, sunteți de acord. Urmează să ne iau pe parcursul ședinței. Da, da, da. Bun, sănătate. Următoarea. Domnul Băruș. Bună dimineața, domnul consilier. Domnul consilier, domnul Băruș, am în vedere că domnul Hagim a dat telefon când se poate prezenta. Venim cu propunerea, dacă sunteți de acord, să-l propunem ca președinte de ședință domnul Ondu Alexandru. Da, să fie acolo. Da? Problema este că trebuie să ne evolvați de acord. Da, spuneți. Doamna Copus, este prin zonă, acolo. Mai devreme era, acum suntem cu televiziunea direct, dar o să vedem ce să-i transmitem. Păi era o problemă care nu se putea să vedem la comisia noastră. Bine, da, de acord, dacă am început activitatea, de acord cu problema cu domnul Mondo. Ne auzim pe parcursul ședinței, domnul consilier. Da, bine. Bun, sănătate, numai bine. Trăiți. Trăiți.
Domnul consilier, având în vedere faptul, secretarul sunt. Da, având în vedere că domnul Hagi mă va da telefon când se poate prezenta la ședința de astăzi, am venit cu propunerea ca dumneavoastră să fiți numit președinte de ședință. Sunteți de acord? Da, eu sunt de acord, sunt de acord. Da, bine, atunci înseamnă că ne vedem pe parcursul ședinței. Da, da, bine. E formulul bondul ăsta? Da. Sfântul ați sunat dacă e de acord. Următorul? Da. Secretarul sunt domnul consilier. Având în vedere faptul că domnul Hagi mă dat telefon când se poate prezenta la ședință în calitate de președinte, venim cu propunerea să-l alegem pe domnul Ondu. Sunteți de acord, Alexandru, da, consilier? Da. Deci sunteți de acord, da? Da. Bine, rămâneți să ne auzim pe parcursul ședinței. Da. Sănătate, numai bine. Secretarul sunt. Bună dimineața! Domnul consilier, având în vedere telefonic calitatea ședinței, domnul președinte Hagimăr, care a fost numit la președinte de ședință în data de astăzi, a dat telefon când se poate prezenta. Ca urmare, venim cu propunerea să-l numim ca președinte de ședință pe domnul Ondu Sândel. Sunteți de acord? Da, sunt de acord. Da. Bine, atunci înseamnă că rămâne să ne vedem pe parcursul ședinței. Să ne vedem, să ne auzim. Să ne auzim, da. Da. Bine, sănătate. Bun, sănătate. Am văzut. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Coboz, având în vedere telefonul primit de la domnul Hagi Măcan, se poate prezenta în calitate de președinte de ședință pentru data de astăzi, venim cu propunerea să-l numim pe domnul Ondu. Sunteți de acord, Alexandru? Da, da, da! Bine, doamna, ne auzim pe parcursul ședinței. Da, da, da! Mulțumesc da, mult, să rămânăm! Consilier, secretarul sunt. Având în vedere telefonul primit de la domnul Hagimă, că nu se poate prezenta astăzi în calitate de președinte, venim cu... Mă auziți? Alo? Mă auziți? Deci, venim cu propunerea ca președinte de ședință să fie numit domnul Ondu. Sunteți de acord? Sunteți de acord, da? Bine, ne auzim pe parcursul ședinței, domnul. Da, bun, sănătate, mă bine. Vasilica.
Bună dimineața! Bună dimineața! Secretarul sunt. Doamna consilieră, având în vedere faptul că am primit telefon de la domnul Hagi Mătrun să poate prezenta în calitate de președinte de ședință pentru data de astăzi, venim cu propunerea ca președinte de ședință să fie domnul Ondu. Sunteți de acord? Da. Da, bine. Rămâne atunci să ne auzim pe parcursul ședinței. Mulțumesc mult! Da, da. Rămâna, bine, rămâna. La revedere. Sărmâna, bună dimineața! Bună dimineața! Secretarul sunt doamna consilier. Având în vedere faptul că domnul Hacimo ne-a transmis telefonic că nu se poate prezenta în calitate de președinte pentru ședința de astăzi, da, venim cu propunerea ca președinte să fie domnul Ondu. Sunteți de acord? Da, 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 da. Da? Bine, rămâne atunci să ne auzim pe parcursul ședinței. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc mult, sărmâna! Bună dimineața! Bună dimineața! Secretarul sunt doamna consilieră. Da. Având în vedere telefonul primit de la domnul Hagi Măgrun să poate prezenta în calitate de președinte la ședința de astăzi, venim cu propunerea ca președinte de ședință să fie domnul Ondu Alexandru. Sunteți de acord? La domnul Hagi Măgrun poate, deci. Nu, nu. O doamnă mi-a transmis că nu se poate prezenta. Păi da, când schimbăm președintele de ședință, ședința ea merge, numai că nu avem președinte, asta era problema. Dacă sunteți de acord ca președinte de ședință în locul domnului Hagimă să fie domnul Ondu Alexandru, sunt de acord. Da, să fie domnul Ondu, da. Da? Bine, da. Apoi ne auzim pe parcursul ședinței, da? Bună dimineața, domnul consilier. Secretarul sunt. Domnul consilier. Domnul Hagi mă... Mă auziți? Alo? Alo? Sunt la o stație, asta mai e ce vreau să te aud. În telefonul primit de la domnul Hagi mă, domnul se poate prezenta la ședința de astăzi, în calitate de președinte. Am venit cu propunerea să fie președinte numit domnul Ondu. Sunteți de acord? Da, bine. Atunci rămâne să ne auzim pe parcursul ședinței. Vă mulțumesc mult. Vă zi bună. Ne auzim cu drag. Da. Deci avem numărat ca președinte ședință 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 consilieri sunt de acord cu ca președinte de ședință să fie domnul Ondu. Deci domnul Ondu. Domnilor consilieri, așa cum ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi, conform dispoziției 105.8 anul 2020, din consultarea condiției electronică de prezentă a convocatorului, rezultă că din 13 consilieri ce compun Consiliul Local, au fost 13 prezenți care au fost de acord cu președintele de ședință
pentru data de astăzi să fie numit domnul Ondu Alexandru, în conformitate cu prevederile 139 și 134 din 1857-2019, vă rog să supun spre aprobare următoarea ordine de zi. La articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30-7-2020. La articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, semestrul 3. La punctul 3, avem proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între comunele Mărgerești, Ardioan și Scorțeni, Bacău, în vederea implementării activității aferente proiectului de înființare sistem de distribuire gaze. Un proiect care este depus în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. La articolul 4, avem proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public în Vatea Scorțeni, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, la Consiliul Local Scorțeni, să fie numiți în Consiliul de Administrație al Școlii Scorțeni, de sub Bacău, pentru perioada 2020-2021. Vă pot comunica, domnilor consilieri, că domnul primar a venit cu un referat privind suplimentarea ordinei de zi, un proiect de hotărâre privind aprobarea de contării, contravalori, călătorii de mijloace de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Scorțeni pentru luna august 2020, proiect care trebuie supus neapărat dezbaterii de astăzi. Adresa este venită din înregistrată la noi pe data de 11. Pe urmare, l-am băgat peste ordinea de zi. Deci, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi. Da, am luat cunoștință de ordinea de zi în discuțiile telefonice cu... Deci eu sunt de acord cu această ordine. O să întreb pe fiecare în parte dacă este de acord cu această ordine de zi. Putem să sunăm. Mihăiță Zanfirescu. O să sunăm pe Mihăiță Zanfirescu. Dăm și pe difuzie. În prima fază, linia este ocupată. Mai încercăm o dată. Da, deocamdată sunt probleme cu domnul Mihăiță Zanfirescu. O să revenim. Sunăm pe domnul Ambăruș. Mircea. Bună dimineața! Da, vă mulțumesc, chiar și am ajuns președinte odată la două ședințe. Da, trebuie să salvez cârbul. Da, după cum a spus și domnul secretar, aveți în față ordinea de zi, așa, care va fi suplimentată cu un proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna august 2020. Da, dacă sunteți de acord... Da, a venit în ultima fază, după ce s-au luat mapele, după ce... Da, vă mulțumim. Putem începe cu articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din data de 30.07.2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu.
Am înțeles. Cred că fiind aproape de asfalt, circulație, posibil să... Dar eu, tocmai că am lăsat proiectele pentru asfaltare, dar mi-am vrea să nu mai n-am asfaltul. Dar nu vreau să nu discuțăm mai departe. Bine. Da, deci sunteți de acord. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul 3. Vă rețin atenția că la acest proiect a mai fost suplimentat în ultima fază, a mai primit niște bani. O avem aici pe doamna contabilă care ne poate detalia cele spuse de mine. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, sunteți de acord sau nu, o avem și pe, cum v-am zis, pe doamna. Da, este hotărârea de guvern 758 din 10 ianuarie 2020, prin care s-au primit sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 pentru cheltuieli curente și de capital, iar Comuna Scorțeni a primit suma de 250.000. Acești bani, domnul primar i-a repartizat, să vă spun cum s-au dus, pe gaze 50.000, a mai suplimentat la școală pe lângă 15.000 care erau în primul raport, încă 25.000 ca să acoperim cheltuielile cu tot ce este necesar la școală, 20.000 la echipamente pentru ISU, deoarece erau prinși doar 10.000 la început de an și nu sunt suficienți, iar diferența de 155.000 pentru achiziționare de microbuz nou școlar la școala Scorțeni. Da, vă mulțumim. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoan și Scorțeni din județul Bacău în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Scorțeni, care este depus în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Nu, de acord. Mai puțin până se trebuie la și 2020, dar iar că și eu, Elena Moinești, Măciulești, Ardeoan, iar pe aici până la scurtele, de acord. Da, vă mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate a primăriei, și domnul Palcău Adrian, consilier local, Comuna Scorțeni, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Scorțeni, pe perioada 2020-2021. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Nu, așa, suplimentarea care o avem, o trecem la articolul numărul 5, privind aprobarea decontării contravalorii. De acord, domnul președinte, ce este urmă? Da, mulțumim. Articolul numărul 6, întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierul local, declarații politice. Dacă... Este acum am spus și incidența anterioară, cum am venit pe ultima cedență. Vă mulțumim mult, sănătate și toate cele bune, domnule. Oprirea se va face de... s-a oprit de la dânsul. Așa, deci pe domnul Andrău l-am sunat, Pavel, cred că este, da? Îl sunăm pe domnul Pavel Vasile. Pavel? Din 2 decembrie, de cam. Bună dimineața! Sunt președintele ales astăzi
în plen al ședinței Consiliului Local. Putem începe ședința, da? Vasile? Da. Da. Începem, avem un proiect de hotărâre suplimentare peste ordinea de zi. Acest proiect privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic auxiliar la școala gimnazială Sforțeni. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea acestui proiect. Sunt de acord, comodor. Da, mulțumim. Trecem articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sforțeni din data de 30.07.2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Nu. Nu înseamnă ce? Nu. Nu. Sunt de acord, nu am întrebări. Mulțumesc. Da, facile. Da, articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli anul 2020, trimestrul 3. Aici menționez că s-au mai primit niște bani peste ce ai văzut tu acolo. O am pe doamna contabilă Alina, care poate să ne spună despre ce este vorba. Este suma de 250.000 care i-am primit zilele astea și... Este hotărârea de guvern 758 din 10.09.2020, prin care s-au primit 250.000 sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, iar domnul primar i-a propus în următoarele obiective. Gaze, la înființare rețea gaze 50.000, echipamente la ISU 20.000, încă 25.000 pe lângă ceilalți 15.000 suplimentare la școală pentru ce este necesar cu dezinfectat și tot ce este nevoie, iar diferența de 155.000 pentru achiziționare de microbuz școlar pentru școală. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Da, mulțumim. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Județul Bacău, Comuna Ardevan și Sforțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Sforțeni, Județul Bacău, care este depus în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Nu am întrebări, sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănasa Nicolina, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii Sforțeni, pentru anul 2020-2021. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Nu, am întrebări, sunt de acord. Da. Bineînțeles, are și el. Dar odată știu că l-am propus în locul, știți că era meu, nu puteam să ăsta și l-am mai propus odată să și are cunoștințe despre. Da, articolul numărul 5 o să fie privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport la școala gimnazială Sforțeni pentru luna august 2020. Dacă ai întrebări, ești de acord? De acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 6, întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali, declarații politice, Vasile. Nu am nimic de comentat, nici de declarat. Mulțumim foarte mult, o zi bună! Sănătate, mă bine! Da, nu cred că aici așa am bărbuș. Vasile. Sunăm pe domnul. Încercăm Mihaița Zanfirescu iarăși, da? Să vedem să... E o problemă, dacă nu mai am...
dimineața! Bună dimineața! Sunt Delu Omdu, sunt președintele ședinței de astăzi, desemnat și ales în unanimitate de colegii mei. Putem începe ședința Mihăiță de astăzi, da? Da, cum să nu? Așa e. Avem față de ordinea de zi un proiect apărut în ultimul moment privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport a personalului didactic de la școala gimnazială Sforțeni. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu acest proiect? Da, 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 a apărut în ultimul moment după ce am luat mapele. Da, trecem. Articolul numărul 1, Mihăiță. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30.07.2020. Dacă ești de acord, da. Ai întrebări? Sunt de acord. Da, sunt de acord. Da, mulțumim. Da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2020, trimestru 3. Menționez că am mai primit niște bani în care doamna contabilă o să îți explice cum i-au așezat. Față de ce aveam noi în mapă. Deci este hotărârea de guvern 758 din 10.09.2020, prin care Comuna Sforțeni a primit suma de 250.000 la repartizare sume din TVA pentru echilibrare, iar domnul primar i-a repartizat pe înființare gaze, rețea gaze 50.000, dotări la ISU echipamente 20.000, încă 25.000 la școală suplimentare pentru tot ce este necesar, iar diferența de 155.000 pentru achiziționare de microbuz școlar nou. Da, dacă ai întrebări suplimentare, ești de acord sau nu? Eu nu știu, eu acolo la scenă, care nu știu, că am înțeles, nu știu, o fost o cheltuială în plus, ceva, nu știu. Față de, deci în bugetul inițial la extindere Scenă Park s-a prins suma de 40.000 de lei, iar diferența de 1.000 de lei care am pus-o în buget nu este chiar 1.000, este 768, am de achitat o factură la Dedeman pentru ușă și geam care s-au pus la scenă. De acolo este diferența. Dar rotunjind bugetul la 1.000 lei, va trebui să pun 1.000, că nu... Am înțeles, am înțeles. Da, corect. Modernizare iluminat public, nu știu, asta și ce reprezintă? Modernizare iluminat public, ați avut un proiect de hotărâre. Țin eu minte, nu știu, acum două luni, o lună, nu știu exact. Prin care noi trebuie să plătim consultanță și studiu SF pentru modernizare. De asta sunt 25.000 prinși pe proiectul de modernizare iluminat în Comuna Sforțeni. Deci 250.000 de cheltuiesc numai pentru proiect, nu? Da, da. Consultanță și studiu de fezabilitate, SF-ul. Asta, proiectul ăsta de modernizare, clar, nu vor fi cu panouri solare sau... Mai multe detalii, întreabă-lui domnul primar, că el știe despre ce este vorba. Este un proiect european. Să-și rapătut să-și dezvolte toate proiecte de modernizare a comunii.
Nu, Mihăiță, mai nou acum suntem acuzați că nu am făcut nimic cei din Consiliul Local. Eu cred, dar nu știu cum, că spune Consiliul Local, suntem toți. Exact, exact. Suntem acuzați de contracandidat, dar să Da. Este un proiect european și cred că suma asta este pentru studiile care, ca să putem primi acei bani. Eu personal de aprobă, da. Da, mulțumim. Da, mulțumim. Trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind. Nu mai citat, să fie, am citit, eu știu, dar sunt de acord cu punctul 3, n-are niciun rost să mai citit, pentru că eu am citit la studiat. Asta este pentru alegători, trebuie să-mi fac. Asta e pentru alegători și cei care ne atacă, știi? Deci e proiect de hotărâre privind înființarea de sistemul distribuției gaze naturale Comuna Scorțeni în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Deci este încheierea acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoani și Scorțeni. Da, deci am înțeles că ești de acord. Nu că am observat că toți cei care își depun au în lista lor și aducerea de gaze în Comuna Scorțeni. Noi, mai rău, noi deja l-avem implementat. Da, am înțeles. Da. Este necesitat, pentru că omul treaba asta n-a fost treaba asta să fie fondul, să fie banii, proiecții care să fie mai da. Mulțumim. Trecem la articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și al domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație al Școlii Scorțeni, pe perioada 2020-2021. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Am mai făcut-o noi într-o ședință când m-am retras eu și l-am propus pe domnul Adrian Palcău. Exact, așa e. Trecem la articolul numărul 5 cu suplimentarea privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pentru luna august 2020. Dacă ești de acord sau nu, mai întrebări. Da, sunt de acord, dar nu e nicio problemă. Da, mulțumim. Articolul numărul 5. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Fiind ultima ședință, Mihăiță, te ascultăm. La ultima ședință, ca să este o ședință, să mai fi și cum o să mai fi și ce să mai fi, ce pot să spun, sunt un pic dezamăgit de toate proiectele astea care au rămas, am înțeles, pe urma postului chemat, domnului primar Ambăruș. Eu și am înțeles că are proiecte de acum 8 ani de zile care erau la zi, am înțeles că ne-a preluat locul Anton și au rămas tot la stadiu de proiecte, tot la stadiu de studii, tot la stadiu de avizări și nu s-a finanțat absolut niciun proiect în cei 4 ani de mandat al domnului Anton. Poate a fost și din urgență, nu putem să-l condamnăm, că nu a fost finanțat, dar totuși, nu știu, din toate, cred că o parte, măcar, dintr-un proiect sau un singur proiect era bine să fi fost să fie produce, era și aprobat, măcar un proiect care este foarte necesar în comună, măcar în lucruri de apă, că a fost persoane, măcar nu știu cum să fie nou. Nu avem da, Mihăiță.
Mulțumim. Noi ca și consiliu și consilieri, eu zic că am dus la definitivare niște proiecte. Am terminat căminul la Grigoriene, am terminat baza sportivă, am terminat școala de la Florești, căminul cultural Florești, care au fost implementate de domnul primar Ambăruș. Le-am dus la sfârșit. Noi am rămas numai cu judecata, deci noi ne-am judecat pentru probleme. Deci a fost prima dată la domnul Ambăruș să ne dați corect. Nu se face la legat, am mai avut cheltuieli neericite de mâniat și am văzut că eu predăream cu acelea trebuie și s-au băgat aici să le plătească și nu s-au plătit. Schimbarea de proiect la baza sportivă, de soluții, avem multe, dar tocmai de asta ziceam și eu, că vezi continuitatea, dacă rămânea domnul Ambăruș, își termina proiectele, era o chestie bună. Da, Mihăiță, am intrat și eu în declarații politice, scuze. Da, mulțumim foarte mult, să ai o zi plăcută. Sănătate, mă vine. Sănătate. Sunăm pe domnul Zanfirescu Eugen. Sunt de Londu, sunt președinte desemnat în unanimitate din două luni, domnul, dar fie că este o să rămâi în istorie, cel mai desemnat dintre toți ești. Exact, exact. Da, sunteți pregătiți, putem începe ședința, da? Hai să fim operativi, domnul Sărbim. Am înțeles. Cine de timonă să nu se răstoarne corabia? Da. Ați citit ordinea de zi, avem o suplimentare peste ordinea de zi care a venit după ce am luat noi mapele, privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport a personalului de la școala gimnazială Sforțeni. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea acestui proiect pe ordinea de zi. Sunt de acord, domnul Sărbim. Da, vă mulțumesc. Trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sforțeni din 30.07.2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Hai să fim și mai operativi. Deci eu sunt de acord cu ordinea de zi, sunt de acord și cu proiectele de pe ordinea de zi. Fac un mic, deci votez pentru, fac doar o mică rugăciune, de câteva secunde, la ultimul punct după semnii. Deci suntem la interpelări, declarații politice, discuții. Știți, asta nu e normal că noi o facem în campanie electorală acum. Absolut deloc. Dar dacă așa e viziunea primarului Glâncă în mandat, asta e situația și eu, în calitate de unic singur consilier, nu pot schimba nimic. Ședința asta cu toate problemele care sunt importante, toate problemele sunt importante din viața noastră de ultimul mandat, aș trebui să fie cuprins într-o ședință mai amplă, în ultima lună, dinaintea campaniei electorale. În ultima lună, dinaintea campaniei. Dacă situația nu a fost posibilă, nu o analizez eu, doar constat că nu este în normalitatea care o văd eu, cu logica mea și viziunea mea, dar asta e situația. Mai mult decât atât,
pentru mine mandatul e încheiat de mult și să ne gândim la un viitor mai bun pentru toată lumea, pentru Comuna Suvârței și pentru toți cei care cred în ziua de mâine și într-o schimbare reală. Vă mulțumesc, vă urez o zi bună. Mulțumim, dar am omis să vă spun la proiectul de hotărâre aprobarea rectificării s-a mai primit la nivel de comună o sumă de 250.000, după care domnul primar i-a împărțit-o, avem pe doamna Alina lângă noi, care vă poate spune unde s-au dus bani. Așteptam să ajung la acel proiect. Ați citit, da? Nu. Deci este supliment, primiți banii pe data de 10 și n-au mai fost trecuți în ce ați citit dumneavoastră. Asta este lipsa lor. Și chiar pe mine acum, în momentul de față, să vin peste completări, peste niciodată rațional, în buna mea și percepția mea înțelegerii, deci chiar nu mă interesează ce spune doamna acum pe mine. Deci trebuia să vină cu un material documentat. Păcă mi-a primit azi noapte banii. Pe data de 10. Da. Deci, m-ați vă mulțumesc foarte mult. Deci, în prealabil, sunteți de acord cu tot ce s-a... Vă salut și eu. Mult respect, domnul Zanfirescu, și succes în campanie și la alegeri. Sănătate, numai bine. Sănătate. Da, vă sunt mandat să încheia de mult, așa că dăm bătaie mai departe, ne facem procedura. Cred că era un trafic undeva, când nu prea s-a auzit să vină. Domn Filescu Mihăiță, Eugen, Pavel Ambrăuș. O sunăm pe doamna Narcisa Ceaușu. Sărut mâna! Sunt de Londu, sunt președintele acestei ședințe, din nou, odată la două luni. Putem începe, doamna Narcisa. Da, aș citit ordinea de zi, avem o suplimentare cu un proiect privind aprobarea decontării contravalorii pe mijloacele de transport de la școala gimnazială pe luna august 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu acest proiect suplimentar. Da. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.07.2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord. Mulțumim. Trecem la articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2020, trimestrul 3. Aici menționez că pe data de 10 s-au mai primit la nivel de UAT o sumă de 250.000. Care au fost redistribuiți față de mapele ce aveți dumneavoastră acolo, deci a fost suma asta peste, vă poate detaila doamna contabilă. Da, nu este nevoie, stai liniște. Da, banii s-au împărțit pe ce au, pe școală, pe microbus școlar, pe... Da, dar oricum cu rectificarea de buget nu sunt de acord. Am înțeles. Da, mulțumim. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoan, Scorțeni, pentru înființarea sistem distribuție gaze naturale. Da, sunteți de acord. Da, vă mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii pe perioada 2020-2021. Da, am o singură întrebare înainte de a spune. Da. Sunt de acord sau nu. Domnul Palcău are copii la noi la școală? Da. Ce are copii? Da.
acord. Dar am mai făcut noi odată într-o ședință când m-am retras eu și l-am desemnat pe el, am fost toți de acord și atunci și acum a venit și trebuie. Da, copiii dânsului sunt aici la școală, da. Da, am înțeles, da, sunt de acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 5 trecem privind aprobarea de contării, contravalorii, dacă sunteți de acord și faceți proiect. Da, bineînțeles, da. Trebuie să-și apară, da. Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului, consilierul local, declarații politice. Da, nu trebuie să dau. Oamenii trebuie să facă sigur o privare mai bine. În rest, am luat două părți de farmacie și am văzut nemulțumirile oamenilor. Și dacă ei sunt de acord și vor să facă schimbare, îi așteptăm la voi, pentru prima dată, pentru că vor să se prezinte la voi. Și are nimic. Sănătate tuturor și numai bine. Mulțumim. Sănătate, succes în campanie și la alegeri. Sănătate. Numai bine. Pe cine propuneți acum? Am terminat, doamna Ceaușu, am sunat-o. O sunăm pe doamna Creangă Vasilica. Alo, sărut mâna! Bună ziua sau bună dimineața! Bună dimineața, bună ziua, bună să fie! Sandel Ondu mă numesc, președinte de ședință pe ședința de astăzi. Sunteți pregătite, putem începe? Da! Mulțumim, ați citit ordinea de zi și care a fost suplimentată cu încă un proiect care a apărut de la școală privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport pe luna august 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu proiectul suplimentar. S-a oprit. Mai sunăm o dată. Scuze, știu, văd că semnalul pe Orange când apare, când dispare. Peste ordinea de zi a mai fost un proiect, Vasilica, dacă m-ai auzit, nu m-ai auzit, cred că... N-am auzit ce proiect. Privind aprobarea decontării călătoriilor pe mijloacele de transport. Pentru luna august 2020, venit de la școală în ultim moment. Da, nu e problema, asta noi o știm. Da. Dacă ești de acord cu ordinea de zi... Sunt de acord cu toate punctele. Da. Nu e problemă. A, deci... Nu știu să comentez, ca să nu te mai las să citești fiecare punct în parte. Deci, de acord cu toate proiectele de hotărâre, iar trebuie să menționez că la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe venituri și cheltuieli, primăria Scorțeni a mai primit o sumă de 250.000, pe care domnul primar i-a redistribuit pe mai multe puncte. O am pe doamna contabilă lângă mine, poate să zică și unde i-a redistribuit. E ceva, a venit pe data de 10, n-au mai fost prinși în rectificarea care o avem noi la mape. Unde au nevoie. Poate să-ți detaliez, s-a dus ceva pe gaze, s-a dus pe microbuș școlar, ajutor la școală pentru cheltuieli măști și au mai fost acolo. Da, acolo, în spate. Da, bine, Vasilica, mulțumim frumos. Păi, urez succes tuturor candidaților. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim mult. Sănătate, o zi plăcută, Vasilica. Îl sunăm pe domnul Măgirescu. Bună
Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Măgirescu! Da. Mulțumesc de desemnare ca președinte. Putem începe ședința, domnul Sorin. Da, a citit ordinea de zi care a fost suplimentată cu încă un proiect privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport la școala Scorțeni pe Luna. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu adăugarea acestui proiect pe ordinea de zi. Da, mulțumim. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 30.07. Dacă sunteți de acord, aveți discuții pe baza acestui proiect. Nu v-am înțeles. De acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul 3. Menționez că la acest proiect, pe data de 10, primăria a mai primit o sumă de 250.000 pe care domnul primar i-a redirecționat. O avem pe doamna contabilă, dacă vreți să o ascultați, unde i-a mai, unde i-a pus și... Băi, omule, ești de acord. Da, mulțumim, domnul Sorin. Trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între comunele Măgirești, Ardeoan, Scorțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființarei sistem de distribuție gaze în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă sunteți de acord sau nu, să aveți discuții pe baza acestui proiect. Sunteți de acord? Da, băi, ședința asta trebuie cuplată cu celelalte să nu mai cheltuiască bani. Ești de acord, cum să nu? Vă mulțumim, domnul Măge. Trebuie să le facem lunar, că nu putem să le... Da, trecem la articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina și a domnului Palcău Adrian în Consiliul de Administrație a Școlii. Dacă sunteți de acord sau nu? Da. Sunteți de acord, da? Da. Și avem articolul numărul 5 privind aprobarea decontării contravalorii pe mijloacele... Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali. Puteți să ții și pus în ședința cealaltă să nu-i mai deranjeze și banii și ideile pe alte temuri. Da, domnul Măgirescu, dar știți, urmă în procedura. Da, bine. Da, vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult, sănătate și spor în toate. Sănătate, numai bine. După alegeri avem voie ce. Da, domnul Suri, da. Mai bem și noi câte ceva. Sănătate, domnul Sorin, sănătate. Măgirescu. Așa, îl sunăm pe doamna Nuța Avram. Bună dimineața! Bună dimineața! Sandel Ondu sunt, președintele ședinței de astăzi. Da. Putem începe, doamna Nuță. Putem începe. Da, în ordinea de zi pe care o aveți în față s-a mai adăugat un proiect privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pentru luna august 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu acest proiect. Sunt de acord cu ordinea de zi și cu acest proiect, da? Da, mulțumim. Trecem la articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare Consiliului Local Scorțeni din 30.07.2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Sunt de acord.
eu sunt pe drum, vin la program să-mi dea acord cu toate. Dar numai citiți-le în ordine, dacă trebuie să vă menționez că la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe venituri și cheltuieli 2020 trimestrul 3, Oate Sfărțeni a mai primit suma de 250.000 de lei pe care domnul primar i-a redirecționat către școală, o parte, microbus școlar, ajutor, gaze naturale, înființare, implementare, proiect. O am pe doamna contabilă, dacă vreți, vă detailează toate. Sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între comuna Măgirești, Ardeoan și Sfărțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem distribuție gaze. Depus în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă sunteți de acord cu acest proiect sau nu, sau aveți întrebări? Sunt de acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sfărțeni, pe perioada 2020-2021. Dacă sunteți de acord sau nu? Sunt de acord. Da? Trecem la articolul numărul 5, cel suplimentat, cu aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport a personalului auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pe luna august 2020. Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informări ale primarului, consilierului local, declarații politice, doamna Anuța. Da. Mulțumim foarte mult, sănătate! O zi plăcută! Mă bine, mă bine. Anunțăm. Și acum mai avem pe Magerescu domnul Cobuz. Cobuz e lidera? Da, o rămas Cobuz. Avem și vrote. Pe cine luăm acum? E doamna Cobuz. Da? Sărut mâna! Bună ziua! Sunt de Londru, sunt președintele ședinței de astăzi la Consiliul Local. Putem vorbi, da? Da. A citit ordinea de zi, a fost suplimentată cu un proiect venit de la școală privind aprobarea de contării, contravalorii pe luna august. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu acest proiect de suplimentare? Da. Mulțumim. Deci articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Sfărțeni din 30.07.2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? N-am legis, sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, venituri și cheltuieli anul 2020, trimestrul 3. Menționez că aici, dar după cum bine știți, a fost suplimentat cu suma de 250.000 care a fost redirecționate către mai multe. O avem pe doamna contabilă, vă poate dezvolta acest subiect, dar sunteți în temă, cred. Păi și ce s-a dus pe 250.000 în 250.000? Deci 250.000 s-a dus așa, pe înființare gaze, rețea gaze, 50.000, 20.000 echipamente la ISU, la școală încă 25.000, pe lângă aia 15.000 prinși în primul raport, iar diferența de 155.000 de achiziționare de microbus școlar. Ce anume? Microbus școlar. Microbus la școală. Da. Dacă sunteți de acord sau nu, aveți discuții pe... Da, am spus, da. Da, mulțumim.
Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea acordului de parteneriat între Comuna Măgirești și Ardeoan Sforțeni în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem de distribuție gaze naturale pentru Comuna Sforțeni în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă sunteți de acord sau nu cu acest proiect. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sforțeni pe perioada 2020-2021. Da. Mulțumim. Trecem la articolul numărul 5. Suplimentarea privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pentru luna august 2020. Mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierul local, declarații politice. Nu, asta nu. Aici nu ai aprobat. Nu, am zis... Nu i-am mai zis proiect de hotărâre, am zis numai articol. Da. Atât. Vă mulțumesc foarte mult! O zi plăcută să aveți! Sărut mâna! Na, bine! Așa, o să sunăm pe domnul Vrote. Ne facem mătrimea să lăsăm. Lăsăm ultimul pe președinte. Nu vreau să fie președinte. Eu l-am luat primul și a fost de acord. Da? Da. Perfect, o să-l sunăm după domnul Vrote. Bună ziua! Bună ziua! Sandel Ondu, sunt președintele ședinței de azi la Consiliul Local, desemnat în ultimă fază. Da, Vic, ai citit ordinea de zi, care a fost suplimentată cu încă un articol privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport de la Școala Sforțeni pentru luna august 2020. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu... Ordinea de zi și cu suplimentarea, da. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local Sforțeni din 30.07.2020. Dacă ești de acord sau nu. Da, sigur că da. Da, mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, venituri și cheltuieli pe 2020 trimestrul 3. Aici menționez că primăria OAT Sforțeni a mai primit suma de 250.000 pe care domnul primar a redirecționat. Știu despre ce este vorba, știu unde s-au pus banii. Sunt de acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoan, Sforțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem distribuție gaze naturale în Comuna Sforțeni, în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Da, sunt de acord cu acest proiect de ordine de zi. Da, mulțumim. Mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sforțeni pe perioada 2020-2021. Dacă ești de acord sau nu. Mulțumim. Trecem la articolul numărul 5 cu suplimentarea privind aprobarea decontării contravalorii pentru luna august. Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului, consilierul local, declarații politice. Da. Mulțumim foarte mult, Vică. O zi bună. Sănătate, numai bine. Mângirescu, domnul Vecchi, Pavel, Mângirescu, Pavel, Mângirescu, domnul Hagin. Îmi sunăm pe domnul Hagin, nu? Care este al 13-lea, nu? Nu. Al 12-lea, cum e? Al 11-lea. Al 11-lea, mai avem pe cine, mamă? Patru. Nu, vă sunt. Vă sigur. Bună ziua! Bună ziua!
Sandel Ondu sunt președinte de ședință desemnat în ultimă fază. Da. Da. Putem începe, domnul Hagiman. Da. Aveți în față ordinea de zi. A fost suplimentată cu un proiect privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pentru luna august, care a venit în ultim moment, luați mapele. Și suplimentăm cu acest proiect, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea acestui proiect. De acord, da. Da, mulțumim. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.07.2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu cu... Sunt de acord. Mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, trimestrul 3. Aici menționez că... Nu, aici vreau să vă menționez... Două secunde. Vreau să vă menționez că în ultima fază, pe data de 10, UATS Scorțeni a mai primit o sumă de 250.000 de lei pe care domnul primar i-a redirecționat în mai multe direcții. Dacă vreți, o am pe doamna contabilă lângă mine, vă poate dezvolta. Deci s-a adus o parte din bani pe un microbus școlar pentru Comuna Scorțeni, ajutoare pentru școală, pentru gaze, mai multe. Dar o avem pe doamna contabilă, vă poate zice unde s-au dus banii. Da. Da, deci prin hotărârea de guvern 758 din 10 anua s-a primit suma de 250.000 de lei pentru echilibrare, iar domnul primar i-a împărțit astfel 50.000 pentru înființare rețea gaze, 20.000 pentru echipamente la ISU, situații de urgență, la școală s-a mai suplimentat cu suma de 25.000 față de primul raport, erau 15.000 în total, sunt 40.000, iar pe microbuz școlar nou 155.000. Dacă sunteți de acord sau nu cu acest proiect? Da, general eram de acord cu rectificarea în formă de aici, nu știu, cu gaze, că nu am discutat la proiectul de gaze, chestia cu... Am înțeles. Trebuie, în această perioadă ne trebuie. Da, mulțumim. Trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoani, Scorțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem distribuție gaze naturale în cadrul programului operațional infrastructura mare 2014-2020. Dacă aveți... Știu despre ce e vorba, adică din proiect. Da. Cine mai este acolo, domnul secretar, cine mai este? Da. Domnul primar este? Nu este. Poate știi, domnul secretar, și dumneavoastră părăiesc că știți, parcă noi am mai înființat o asociație pentru rețeaua de gaze, în care mai erau 3-4 comune, în afară de astea. Da. Ce se mai întâmplă cu asocierea? S-au împărțit în două, vă pot spune eu, s-au împărțit în două, fiind sume enorme, au mai diminuat și noi suntem cu Măgireștiu și cu Ardeoani fiind pe calea 2G, iar Strugariu, Bereștiu și Poduri fiind pe alt, s-au împărțit. Aia care au început, nu? Nu au început nimeni nimic. Nu, săpăturile, vă zic eu, se schimbă rețeaua, e foarte mare, deci se schimbă rețeaua de țeavă care vine de la Bacău, este cu totul altceva. Da, nu știu, dar nu știam ce e cu chestia asta, să-mi păzesc, nu, trebuia prima luptă așa, noi, dar nu știu ce de acord cu... Da, mulțumim! Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și a domnului Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni pe perioada 2020-2021. Dacă sunteți de acord? Sau nu? Este cerut când o fi altă.
Posibil. Teoretic, nu. Da. Posibil să fie. Da, problema este cu trebuie un consilier acolo. Cred că nu prea potrivit proiectul ședința. Trebuia nouă ședință, da? A început școala. Vă pot zice eu, școala a început acum și are nevoie de un consiliu de administrație al școlii și trebuia chestia asta făcută. După alegeri o să se aleagă altcineva, cred că, din consilier. Da, nu e nicio problemă, nu am nimic, doamne ferește, Niscu. Are parcă, nu cu nimic. Dar la toate, cu ce de acord? Da, mulțumim. Trecem la articolul numărul 5, suplimentarea cu aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace. Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierul local. Declarații politice. Da, nu am mai fac nicio declarație politică. Da, ce să zic eu? Nu am nimic de comentat. Da, vă mulțumim, domnul Hagimă. Succes în alegeri și în campanie. Mulțumesc, la fel. Sănătate. Nu mai bine, sănătate. Așa. Ascultăm pe Nerea. Domnul Paluc, nu și acasă? Bă, dar chiar pe ea, de la uitat, l-am văzut la urmă. Stai să văd primul, de când nu l-am găsit pe aici, parcă văd l-am găsit, l-am găsit. Bună ziua! Bună ziua! Până acum te-am dat numai bună dimineața, acum zic și bună ziua, că... Încă e ok, da. Putem începe. Da, ai ordinea de zi în față. Deci ordinea de zi a fost suplimentată cu încă un proiect privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport luna august 2020, care a venit în ultimul moment după ce am luat mapele. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea acestui proiect. Da, sunt de acord și cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Mulțumim. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sforțeni din 30.07.2020. Da, eu l-am citit, ce am remarcat, adică ce am vorbit eu acolo, e ok, redactat? Cred că e ok, din partea da. Mea, ok. Bine, trecem la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli anul 2020 pe trimestru 3. Aici menționez că pe data de 10 s-a mai primit, OAT Sforțeni a mai primit suma de 250.000 de lei pe care domnul primar a redirecționat în mai multe sectoare. O am pe doamna contabilă lângă mine, poate să-ți detalieze unde s-au dus banii ăia. Da. Deci... 250.000 de lei. Am aici o singură problemă. Văd că s-au făcut economii la cheltuieli cu salarii de administrație, cu așa, dar nu știu ce înseamnă cheltuieli asistenții personale, 88.000 de lei. Dar poate doamna să-mi spună, Da, să banii 88.000 cheltuieli salarii asistenți personal s-au primit de la Direcția Finanțelor Publice Bacău printr-o ordonanță de urgență și s-au dus pe salarii la asistenți, cei care au în îngrijire persoane cu handicap. Da, mulțumesc. Mai aici era în viață. Așa. Iar suma de 250.000 de lei a fost primită prin hotărârea de guvern 758 din 10.09.2020, iar domnul primar i-a împărțit pe înființare rețea gazei 50.000, echipamente la situații de urgență la ISU 20.000, la școală s-a mai suplimentat față de primul raport al meu încă 25.000 și cu 15.000, 40.000 ca să-și desfășoare activitatea școala, iar diferența de 155.000 s-a pus pentru achiziționarea unui microbuz școlar nou. Ok, da. Da, dacă ești de acord sau nu cu acest proiect. Da, mulțumim. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Comuna Măgirești, Ardeoan, Sforțeni, în vederea implementării activităților aferente proiectului înființare sistem distribuție gaze naturale în Comuna Sforțeni, care este depus în cadrul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
Dacă ai discuții, ești de acord sau nu cu acest proiect? Sunt de acord cu acest proiect, dar am impresia, l-am mai votat odată sau mai fost ceva, nu țin minte. L-am votat atunci când eram asociat 6 comune, era și Strugariu și... Da, acum s-au împărțit pe 2 ramuri, noi fiind cei de pe 2G, Strugariu, Bereștiu și Cupoduri fiind... pe cealaltă ramură, cum s-au împărțit. Da, sunt de acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănase Niculina, funcționar public, și a domnului, adică tu, Palcău Adrian, consilier local, în Consiliul de Administrație a Școlii, pe 2020-2021, dacă ești de acord cu acest proiect. Sunt de acord, dar nu știu cât de oportunie este, având în vedere că legile sunt pe 26. Nu contează. Școala, începând școala, are nevoie de un Consiliu de Administrație cu care să funcționeze. Cererea doamnei director, am văzut-o, da, dacă dânsa consideră că e oportun, e ok, din partea mea este ok. Acum... să vedem cum se vor desfășura alegerile și dacă vor merge. Bănuiesc o să fac alt proiect de hotărâre prin care nu voi merge nimic. Nu este problemă, deci... nimeni nu este din neînlocuit, să știi. Da. Așa se discută la mine la servici. Da. Oricât de bun ești, nimeni nu e de neînlocuit. Da. Bine, adică, lumea. Articolul numărul 5. Privind aprobarea decontării contravalorii, cel cu supliment care l-am suplimentat. Sunt de acord, fără văd și poate sunt de acord. Da, mulțumim. Articolul numărul 6, întrebări, interpelări, informare ale primarului și consilierului local, declarații politice. Da. Am aici o problemă a unor oameni. Tot mai mulți oameni se întreabă ce se face cu cultul instalatorul pe care l-am achiziționat, pe care primăria l-a achiziționat. Nu-l vând la lucru, asta e problema lor. Deci mă treabă, eu nu știu ce să le spun, ce să zic, da, domnule, l-am achiziționat, acum nu știu, nu-l văd la lucru, să facă șanță, deci asta este problema pe care mi-o spun oamenii, deci efectiv nu văd cultul acela la lucru, ce se întâmplă cu el. Și pot să spun eu, acum, chiar acum este o avarie pe apă la Sfârțeni, decolmatează în jurul conductei, vine firmă să le piască țeava înapoi, deci este în lucru el acum. Da, deci până la urmă să faci ceva cu el, nu? Drumuri, tot ce e nevoie, bine. Da, eu zic de oamenii din zona asta de aici. Au nevoie să vin. Da, deci ca și consilier din acea zonă, toți care au probleme și cred că se poate rezolva cu asta, trebuie să vină la primărie cu cerere sau la consilierul din zonă să-i zică, domnule, avem nevoie de un șanț aici, și... nu cred că ar fi problemă. Deci, pe bază de cerere, da? Exact, nu vine din... Am cerere. Pe bază de cerere pentru... pentru, cum să zic eu? Trebuie, orice treabă trebuie să făcute, trebuie cu bază de cerere. Am înțeles, știu ce trebuie să spun. Apropo de cerere, mai am o cerere tot la fel semnată de câțiva oameni din zona de aici, datată cu 31.07.2019, referitor la gospodărirea celor de la drumul și poduri. N-am primit niciun răspuns. Acum, na, dacă domnul primar este, a primit niciun răspuns. Au zis ceva de la drumul. Domnule, ne-am gospodărit, am pus o folie peste sare. Sau ne-am gospodărit, am mai extins parcarea ca să intri mașinile acolo. Doar știi și tu când, în perioada noiembrie-aprilie, sunt mașinile parcate acolo. Oamenii circulă greu prin zona respectivă. N-am primit niciun răspuns, de asta îl întreb. Am primit domnul primar, știi ceva de... Și nici măcar să facă să lase lama jos până la cruce unde se întoarcă. Știu situația. Nu știu dacă a primit, pot să mă interesez să venim cu acest răspuns. Știu că sesizări sunt făcute. Da, da, da. Către dânsii, dar acum nu mai știu și răspunsul lor. Ok, da. Da, oricum... bine punctat acolo, că acolo e o problemă cu sarea aia, cu fântâni, cu tot, ne strică tot acolo. Și... Okay, nu-i grazie, au și un conducător, da, au și un conducător acolo care este mândru și... Eu am înțeles că este mândru, dar trebuie să se supună condițiilor din comuna Sfârțeni, nu-i cerem imposibil. Teoretic știu că orice instituție care este și își desfășoară activitățile pe raza comunei trebuie să primească în fiecare an un aviz de funcționare. Eu parcă așa știu. Da,
corect, așa este, dar atunci zice, da, deci poate să pună problema. Dom'le, gospodărește-te puțin, nu știu ce e mare busarea, dar cât de cât creează și condiții pentru oamenii care intră, care ies din sat, nu, în fiecare an este aceeași problemă. În perioada 9, noiembrie, martie, până pleacă ei, e efectiv aceeași problemă. Da, acum dacă domnul primar zici că a primit un răspuns sau dacă a înaintat cererea... Nu știu, nu pot să-ți zic a primit sau n-a primit, dar chiar mă interesează și okay. Îți comunic ce răspuns ne-au trimis. Da, da, mulțumesc foarte mult, o zi plăcută să am. Mulțumesc și eu, o zi bună. Sănătate, nu mai vine. De cine să mă sun? Nu mai sun. Sunați-mă. Să mă sun singur, nu? Da, având în vedere că am pus întrebările astea de atâtea ori, eu sunt de acord cu ordinea de zi, cu suplimentarea, toate proiectele de pe ordinea de zi, succes în campanie și în alegeri tuturor celor care și-au depus candidatura și un îndemn din partea mea este nu vă mai jigniți pe toate sistemele de mediatizare, Facebook și astea, că tot noi suntem, tot noi rămânem după alegeri și nu este frumos. Da, vă doresc succesul și să auzim de bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Domnul, îți fiți sănătos. Mi-a părut bine în mandatul în care am colaborat. Nu se știe nu viitorul.